dimineața aceasta minunată, când se pupa ziua cu noaptea, noaptea cu ziua. Eu nu pot să știu când erai, cum erai, cum eram. Am văzut fața, mască, nu mai știu cum să zic, ok, a celui și a celei care te te deranjau. Bun, acum poate fi prin astral indusă, așa, induse măștile, oamenii ca și cum, da? Și poate fi, pot fi ăia, hai să-i dizolvăm dacă te-au deranjat și hai să vedem să dizolvăm. Da, cuplu, un cuplu, un el și o ea. Dar cu totul altfel decât cum a fost în simulare, cum ai înțeles tu că ar merge relația între tine și cineva, da, și de fapt era, n-avea deloc treabă cu tine, trebuia să-ți ia roada, da, la judecată de apoi sau amândoi. Da, cu tot o altă față, cu tot alte fețe, el și ea. Bun, referitor la, tot îmi aranjez părul, deci tot îți aranjez părul, tot ți-l vopsești la o vârstă, ți se pare că e mai bine, că e, de ce îl vopsești, cauți culoare? Pentru că asta ești tu, e culoarea ta pe care o cauți. Și nu te astâmperi, da? Vezi omul, ba, albastru și-o vopsit părul, ba, depinde cum vede, da? Prin ochișori și își face culoarea părului și o caută și o caută cu lumânare, da? E normal, e ok, da? Vezi așa lucrurile, înțelegi de ce omul arată așa sau e așa, mai zis, e o specie rară, ok. Părul, la un moment dat, bine, crește el, nu-i problemă, dar cât e scurtuț, îți tot nu înțelegi de ce l-ai tuns la fel, ori crește foarte diferit, adică în față tot și l-ai luat din față și el tot încearcă să-ți apară așa cumva, știi? Cumva așa. Știi? Ești specia aia care așa era părul, așa cumva, știi? Da, cartoon, desene animate. Și tot muți într-o parte și nu înțelegi, ți arată, eu-s. tu ești, așa e. Bun. Da, și trebuie să fii la mijloc să înțelegi ca și cum cineva ți induce să-ți, creșterea părului să-ți fie așa, știi? Trebuie să fii la mijloc și să simți, până la urmă să simți, să înțelegi în ce te simți mai bine. Și atunci, în ce te simți mai bine ca și formă, culoare și felul de a fi și de a te îmbrăca, iarăși înțelegi, ți se induce, da? Să te facă de cacao pe mamamon, sau ăsta e stilul tău, a fost dintotdeauna și asta ești tu. Cât de mult nu ți-ar plăcea elegant și la 3, 4, câte ace. Câteva ace din 3D, azi e alte, e suprapusă lumea altfel. De fiecare dată, în fiecare dimineață, văd că e suprapus, alte fețe apar la suprafață. Da? E ca și cum îți ghidezi câmpul energetic. Înăuntru tău, în afară, spațiu. Formele. Interesant. Bun. Și ce am mai vrut să zic dimineața aceasta minunată? Am cafea, nu am băut. Da, iarăși judecată la
Toată lumea la proces. Se număresc lucrurile, e ok, nu trebuie să-ți faci nicio grijă, vezi de treabă. Da. Vezi, PR-ul e hăcuit, care te deranja energetic, energetic. Apar și forme câteodată, uite, vezi, dimineața au apărut niște forme. Așa, și ți s-a dat de înțeles, ai primit prin zâza bâza a doi îndrăgostiți erau, te-au băgat în triunghi ca și cum, da? Te-au ajutat să-ți faci, să-ți, înăuntru tău să-ți regleze căsuța, da? Care se proiectează în afară. Da? Iau, schimbă percepția și chiar poți să le mulțumești. Ce se întâmplă cu ei e partea a doua, nu poți să știi. Dar cumva ți s-a adus, adică te-au băgat în îndrăgostire, da? Te-ai îndrăgostit lulea și ai suferit ca un câine, după aia s-a rupt toată situația, ai suferit ca un... Nu mi-aduc aminte să fi suferit tare, dar, da? Și tu, la fel. Dar e trofeul, adică nu te-a ales, nu te-a iubit, nu te-a... Fetele băieții, da? Și pe pereți erai la un moment dat inima frântă. Ori e trofeul tău, e, de fapt e dragostea care ți-a adus-o. Cineva din 3D care ți-a fost dator cu dragostea. Păi și așa mi-aduce, mă dă de toți pereții și... Da. Soarele. Gata. Ai văzut? Așa ți-aduce trofeul dragostea. Dar divin, cadou. Trebuie să-l faci, să-l câștigi. Să o câștigi. Cum? Pierzând-o. Și ai câștigat. Da? Omul credea că ca și energie, nu concret omul, da? Că e și om, chiar de că face, drege, că și-a luat, a, da? Și cum te-a îndrăgostit și a plecat ca să-și ia roada și așa cum se trăia în 3D, nu mai e acum, am mai zis. Și a plecat, tu ai rămas ca și cum tu ți-ai luat trofeul, punct. Și ai plecat pe drumul tău. Da, și acum energiile sunt, tu așa le simți, da, energiile le simți, e nebunit, e îndrăgostit, e îndrăgostit, toată lumea, da, 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 pentru că te simți bine, da, mă uitam la o poză, nu știu de unde, nu știu a cui, da, e proiecția din mine, mi-e așa de bine că tocmai mi-e și rușine cumva față de un bobor. Mi-e așa tot, de tot una, mi-e așa de tot una, că mi-e și, mi-e cumva incomod. Da. Acolo ești. Da. Hai să afli noutăți. Hai să auzi. Ok.